Breaking news, doamnelor și domnilor, Nelu Iordache, supranumit rege al asfaltului pentru multele contracte pe care le-a avut cu statul în domeniul infrastructurii, a fost condamnat la 11 ani și 9 luni de închisoare. Este o decizie definitivă dată de instanță în urmă cu foarte puțin timp. Roxana Ciucă, colega mea, ne explică mai mult. Te ascultăm, Roxana, spunea Nelu Iordache că în situația în care va fi condamnat, va alege să meargă de bunăvoie rapid la cea mai apropiată secție de poliție pentru a se preda. Da, bine te-am regăsit, Lorena. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Magistrații Curții de Apel de aici din București s-au pronunțat în urmă cu scurt timp și l-au condamnat pe Nelu Iordache la 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de deturnare de fonduri europene. Vorbim de un dosar cu foarte multe termene de judecată, un dosar în care pe fond, adică într-o primă instanță, Nelu Iordache fusese condamnat de magistrații Tribunalului București la 6 ani și 3 luni de închisoare cu executare, dar iată că judecătorii de aici de la curte au răsturnat această sentință și i-au dat lui Nelu Iordache 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare. Nelu Iordache trebuia să se prezinte acum la ora 12 aici la Curtea de Apel din București pentru a aduce explicații într-un alt dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și ce credeți, în acel dosar pe fond, tot într-o primă instanță și tot Tribunalul București i-a dat lui Iordache 12 ani de închisoare. Nu s-a prezentat aici și ne spunea la termenul trecut nouă celor de la Antena 3 în exclusivitate că în situația în care va fi condamnat și iată s-a întâmplat acest lucru, nu va aștepta ca presa să se ducă la el acasă, ci de bună voie și nesilit de nimeni se va prezenta, se va duce la cea mai apropiată unitate de poliție. Haideți să vă vorbesc un pic și de procedură. Acum, s-a dat pronunțarea aici la Curtea de Apel din București. Dosarul pleacă la Tribunalul București, actele. Iar de la tribunal se pune în executare acel mandat. Nelu Iordache, conform procedurii, este căutat acasă la cele două adrese pe care le are aici în capitală. Nu va fi căutat acasă, probabil se va preda, așa cum a spus. Dacă nu se va preda, dar cu siguranță a spus că va face acest lucru, n-are oricum cum să părăsească România, pentru că ne aducem aminte, este spusul măsura controlului judiciar. Acum aproximativ o lună de zile, Iordache a fost luat direct de pe aeroportul din Otopeni, acolo s-a și urcat de altfel într-un avion cu destinația Italia, intenționa să plece acolo. Acum știm câți fugari avem, celebri care nu au ispășit pedepsele în România și au ales să fugă acolo. Va ajunge în penitenciarul Rahova, acolo va rămâne în acea perioadă de 21 de zile de carantină, după care se va alege regimul de detenție pentru el, închis, deschis sau semideschis, dar având în vedere pedepsa aceasta foarte mare, va avea un regim de detenție închis. Vorbim de un dosar 11 ani și 9 luni, așadar informația momentului. Nelu Iordache mai spunea că vrea să se termine cât mai repede acest dosar, dar acuzațiile sunt unele cât se poate de grave, deturnare de fonduri europene. Ce a făcut Nelu Iordache? Trebuia să realizeze 22 de kilometri din autostrada Arad-Nădlac, a luat banii, a obținut fonduri europene și a delapidat, adică 31 de milioane de lei bani pentru realizarea acestei autostrăzi, i-a luat și a plătit datoriile firmei Romstrade, o firmă ce i-a aparținut acestuia. Acum însă, vedem ce se va întâmpla în continuare, dacă va alege să se predea sau dacă va alege să se predea sau dacă cine știe va fi acasă și polițiștii îl vor găsi pe acesta la locuința sa. Mai mult decât atât, vorbim și de dosarul de astăzi, un dosar în care într-o primă instanță vă spuneam că a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare. Așadar, un dosar în care prejudiciul este de 2 milioane de euro, un dosar de evaziune fiscală. Aici Nelu Iordache este acuzat tot de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție că a introdus în contabilitatea firmei Blue Air facturi fictive de aproximativ 2 milioane de euro. Urmărim desfășurarea evenimentelor și revenim cu alte informații. Roxana, îți mulțumesc!